De două zile plouă aproape neîncetat în întreg județul Bistrița-Năsăud, iar temperaturile ridicate au făcut ca zăpada depusă să se topească rapid. Toate râurile s-au umflat și au început să iasă din matcă. Primele probleme au apărut în St. George Bay, unde au fost inundate mai multe curți de-a lungul drumului național 17D. Cam câtă apă e în curte? Plină, de un metru jumate deasupra pământului. Probleme au fost și în Măgura Ilvei, unde râul Ilva a inundat o parte din drumul județean 172, dar și mai multe gospodării. Mare, mare, până atâta, prin beșuri, prin camete, o fost atâta. Am dat cu mânul în vârful capului. E spaimă. În tot anul, când își loie, noi așa s-au făcut, nu. Ca să poată totuși ajunge în zonă, singura cale a fost pe podul de cale ferată. Cum a trecut? Peste cale ferată. Altfel? Nu putem. Mașinile nu pot trece asta. Nu, nu, e mașina dincolo. La Năsăud, apa a rupt o porțiune din mal chiar sub șoseaua din localitate. Este foarte mare frică, vă dați seama, azi noapte au fost salcând și când s-a rupt au bubuit de parcă a fost o bombă. Acolo unde nu a plouat, oamenii s-au bucurat de vremea de primăvară. La Timișoara, cele 18 grade din termometre i-au scos pe oameni din case. Străzile și parcurile s-au umplut. Unii au stat la coadă ca să se plimbe cu vaporașul pe Bega, alții au făcut ture cu bicicleta. Dăm o tură prin oraș, ne bucurăm de vremea faină. Cred că se petrece cât mai mult timp afară, că o să stăm prea mult în casă la iarnă. Este cu 14-15 grade mai cald decât ar fi normal în această perioadă, explică meteorologii. Este deosebit de cald și se datorează vântului puternic, circulația asta sudică care a adus aer cald din nordul Africii. De altfel, tot vestul și sud-estul țării au fost răsfățate de soare. Frumos a fost și la munte. La Păltiniș, în județul Sibiu, erau 10 grade cu plus la prânz. Și în Harghita Mădăraș, domeniul schiabil aflat la cea mai mare altitudine din județ, dacă în urmă cu două zile se schia, acum zăpada abia se mai vede. Au fost la prânz plus 8 grade. Din această noapte, vremea se răcește brusc, iar mâine maximele vor fi chiar și cu 20 de grade mai mici.